Vom sta de vorbă acum, apropo, cu o mamă celebră. Bine ai venit, Paula Seling. Bine v-am găsit. Și felicitări pentru tot ce am zis mai devreme. Este valabil și ce în cazul frumos. Tău. Mulțumesc, mulțumesc. În primul rând îmi cer scuze că sunt așa puțin mai răvășită, pardon. Am sărit ești direct ravisantă, din mașină. Ravisantă. Am sărit direct din mașină pentru că dimineața am fost cu fiica mea să-i facem pașaport. Și am venit foarte, foarte repede, așa că dacă nu stă bine părul, mă iertați. Stai liniștită, totul e perfect, ne bucurăm că ai ajuns. Pașaport înseamnă și... că vă pregătiți să plecați în vacanță? Da, vacanțe, chestii trebuie. Dacă așa fac oamenii vară, plec în vacanță. Și ați, lasă-mă să facă detectivul. Și ați stabilit exact unde? Momentan avem o invitație în Grecia și vedem. Deci tot în România, practic? Tot în Grecia, în Bulgaria, uzi. Bulgaria, tot Bulgaria. România. Da, deci rămâneți în țară, practic. Între români, așa. Între români. Cum te caracterizezi tu, Paula, ca mamă? Eu trebuie să fac asta? Nu știu, sunt o mamă foarte preocupată de fericirea copilului. Îmi doresc foarte mult, în primul rând, să fie fericită. Îmi doresc să-și atingă potențialul. Să o ajut să-și descopere talentele pentru a putea să își ofere ea sieși o viață frumoasă. M-ar întrista să nu reușesc să o ajut să descopere lucrurile la care este foarte talentată și iese din nu știu, dintr-o medie. Ce, pe tine te-a durut vreodată capul? Da. Dar părinților nu le-ai spus niciodată că te doare capul? Ba da. Și te-au crezut? Așa. De ce crezi că nu prea te-au crezut? Pentru că ei nu simt ce simt și eu. Pentru mine durerea de cap este ca un val. Vin niște tentacule și mă strâng. Ce ai desenat tu acolo? Marea durere a capului. Spre exemplu, mie îmi place că în ultima perioadă a descoperit că îi place matematica, a descoperit că îi place biologia, a fost anatomia. Nu știu ce am, mă iertați. Am descoperit. Era mora, e și emoția de mamă când vorbești despre copilul tău și mie mi se întâmplă des. Am văzut și pe tine în emisiune. Asta e, așa se întâmplă. Da. Câți ani are Elena acum? 9 ani. 9 ani, da. Câți înainte? Mulțumesc frumos. E o etapă foarte frumoasă, nu? Da. Am niște discuții foarte mature cu ea. Chiar aseară, mă rog, încerca să mă consoleze pentru o situație. Mă rog, am pierdut eu un act și îi spuneam și ea a fost atât, da, ai pierdut un cercel. Și încerca să-mi spună, mami, dar se întâmplă, lucrurile astea se întâmplă, nu e atât de grav, important este să nu te necăjești. Și că îi spusesem că am căutat mult timp și prin toată casa. Păi ăsta e un motiv să depui atâta un efort atât de mare, să faci, să cauți. Chiar așa. Liniștește-te, e ok. Am zis, Doamne, ce copil! Mai matură decât mine. Câteodată îți dau niște răspunsuri, sunt atât de înțelepți, încât efectiv nu-ți vine să crezi. Să te uiți la un copil și zici, da, cum ai putut să-mi spui tu mie așa ceva? De unde ai simțit să-mi spui asta? Și găsesc cuvintele potrivite exact în cele mai importante momente. Corect. Pentru că exact. În viața asta trecem și prin momente dificile. A fost și cazul vostru de curând. Și sunt curios dacă v-a apropiat pe voi două separarea prin care ai trecut. Noi suntem foarte apropiate și suntem în continuare, cum ar veni, o familie foarte apropiată. Deciziile le luăm împreună. Avem grijă ca Elena să nu simtă lucrurile prin care trecem. E ca și cum ar avea două locuințe. Se simte foarte, la noi e o vorbă, băgată în seamă, pentru că atât eu cât și tatăl ei încercăm să petrecem foarte mult timp împreună. Pentru ea e un avantaj că nu se plictisește acasă, pentru că merge la a doua casă. Eu simt că este echilibrată, că e în regulă și că înțelege că, indiferent ce ar fi pe lumea asta, noi suntem totuși o celulă care e întotdeauna acolo pentru ea. Paula, când a fost separarea? Când a avut loc? Dar mie nu-mi place să vorbesc despre lucrurile astea. Anul trecut. De mult. Da. Știi ce te întreb? Am vorbit despre copil și ne-am edificat și așa este și normal să existe un echilibru, dar vreau să întreb pe tine, ca femeie și ca mamă, ce te-a echilibrat după această separare? Cum ți-ai găsit echilibru? Că nu e ușor. Eu mi-am găsit echilibru muncind.
Pentru mine munca este un refugiu și nu numai un refugiu, este ceva ce mă face să mă simt valabilă pentru mine însă. Nu neapărat fac lucrurile pentru a demonstra ceva cuiva, ci le fac pentru că așa mă simt valabilă, repet, pentru mine, făcând ceva și folosindu-mă de lucrurile pe care mi le-au dat părinții, mi le-a dat Dumnezeu prin părinții mei și pe care în timp am încercat să le valorific, să le cresc, să le fac cât mai... și aici mă refer evident la talentele pe care le-am primit și pe care le-am perfecționat în timp. Îmi place să scriu muzică, îmi place să cânt foarte mult, îmi place să merg la spectacolele unde sunt invitată, să mă întâlnesc cu lumea și am avut anul acesta foarte multe producții noi. De fapt și anul acesta și anul trecut. Am scos, spre exemplu, Tu nu vezi cerul, înainte de Paști, am scos Cer și Mare și Pământ, o piesă deci specific. Deci refugiat în lucru. Exact. În și acum, recent, am scos Noapte caldă, o reeditare a piesei cu același nume, evident, o reeditare a piesei din 2000, din anul 2000. O să avem ocazia să o ascultăm da? În platou okay, astăzi, dar puțin mai târziu vreau să știu până atunci dacă te vezi în curând într-o nouă relație. Normal? Adică ești pregătită? Da, normal. Și așa e normal să fie. Se zice că ajungi în etapa asta după ce te vindeci. E foarte greu să sari din relație în relație după o separare sau despărțire. Te simți vindecată, să înțeleg. Sunt anumite lucruri care sunt acolo și peste care dai în viața ta pentru a fi ca un fel de notă. Așa, sau... te raportezi la respectivul eveniment tot timpul pentru a avea un anumit parcurs. Nu știu dacă înseamnă o vindecare, înseamnă o continuă evoluție. Adică, mie mi se pare foarte prețios și pretențios să spui mamă, vindecare. Nu, înseamnă o trecere de la o etapă la alta, înseamnă să faci în tine schimbările de care ai nevoie pentru a fi mai aproape de cine trebuie să fii și așa mai departe. Paula, cum vezi tu această separare? Aveai nevoie de ea? De ce mă tot întrebați? Nu știu. Îți dai seama că foarte multe din lucrurile pe care lucrurile care ți se întâmplă în viața aceasta, n-ai cum să le prevezi, nu le înțelegi decât în momentul în care treci prin ele. Nu știu de ce aveam, mulți dintre noi nu știm de ce avem nevoie. În momentul în care ți se întâmplă anumite lucruri, îți dai seama ce anume sau cu ce rămâi în sufletul tău după aceste întâmplări. Nu știu să vă spun de ce aveam nevoie, Dumnezeu știe. Dar acum că s-a întâmplat, te vedem foarte liniștită, împăcată cu situația asta, pregătită pentru o nouă relație, de ce nu? Și ravisantă, cum am zis la început. Eu mă întorc la Elena un pic. Care ar fi sfatul tău de mamă pe care îl ai da ei? Un sfat care o să ghideze așa pe viață. E foarte important omenia, bunătatea și în primul rând iubirea. Dacă lucrurile pe care le faci, le faci din iubire, atunci nu prea ai cum să greșești. Așa este. Și în viață mai este importantă și muzica, după cum bine știm. Da, foarte importantă. Mai ales atunci când ne cântă Paula Selin, cu siguranță. Exact. Și mai e important ceva în viață. Mai important. Și vreau să spun, Paula, că Șurubel mi-a atras atenția, mi-a zis în pauză, s-a uitat la mine și a zis, a ridicat sprâncenele și a zis, măi, dar avem o schimbare de stil aici. Să știi că nu e o schimbare de stil, o să ne explice Paula mai multe, că în timp ce ne duce către o noapte caldă, ne explică și de unde vine stilul melodiei. Paula. Știu că piesa a fost lansată la un moment dat. Poți să-i dai microfonul, Șurubel, ca să-și da, piesa vine din 1999, când a fost scrisă. A fost lansată pe, în anul 2000, pe albumul Știi ce înseamnă să fii fericit, cu altă orchestrație. Exact, în altă orchestrație. Da, și acum, anul acesta, pentru că foarte multă lume mă întreabă de piesa asta și merge extrem de bine în concerte, am zis că o refacem cu un vibe așa uptown, ceva mai spre funk. Spre funk, asta mă gândeam și eu. Ai avut o foarte bună perioadă după anii 99-2000 în care ai cântat balade și acum simți că te întorci cumva la stilul de atunci?
Eu cânt tot ce-mi place. Înseamnă că îmi place și stilul acesta, îmi plac și baladele, mă regăsesc foarte tare în ele. De altfel, spuneam mai devreme că am lansat și Tu nu vezi cerul, o piesă de la Andrei Tudor chiar în primăvara asta. Mie îmi place să cânt și muzică de inspirație folclorică, de altfel am lansat trei piese, o trilogie folclorică, plus Mândru Cer Senin, adică am un repertoriu foarte variat. Și aici, de exemplu, această piesă a fost un moft al nostru, al meu și al echipei mele. Am vrut să facem așa cum vrem noi, să fie cu suflător, de altfel e live, înregistrat în studio, tobe, clape, tot este live. Este o variantă cu multă vână, dacă vrei, pentru că au fost cei băieții de la Angry Band care au înregistrat, suflătorii, orchestrația a fost făcută de Alexandru Gorgoz, a fost mixată de Sergiu Teacă, videoclip făcut în Chișinău de Oleg Oz cu Dumitru Neagu, pe urmă, mă rog, o echipă foarte mare de oameni care au vrut să facă ceva așa, inclusiv filmarea clipului a fost o petrecere între prieteni care a fost și filmată. Acolo noi ne-am distrat, oamenii au dansat. Abia așteptăm să auzim. Da, vă rog, îți place. Mulțumim încă o dată că ai venit, Paula Selling, și abia așteptăm să te ascultăm. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Paula Selling!